aici la împrejurile Iașiului, la vânători, pe câmp, întâlnim măceșul înflorit, frumos, fructele lui sunt medicament pentru om, îl culegem toamnă. Este o minunăție. Îndată arătăm și salcâmul înflorit. Deci uitați-vă minunățiile naturii. Lângă el sunt porumbe care sunt și ele un medicament. Astea deja au fructe, se dezvoltă tot toamna, se culeg. Minunățile naturii. Ieșiți în natură și vă eliberează de stres, te încarcă cu energie pozitivă și enorm aici o cultură de porumb. O ieși și porumbul în partea asta la soarelui. Deci apicultorii poate să vină aici pastoral. Un corcoduș, deci este pe câmp, i-a prins o zăpadă aceea și erau în floare, înfloriți corcodușii, s-au cam dus rodul. Aici la fel, măceșul sălbatic. Porumbele. Cireș aici. Și minunatul salcâm înflorit. O să-mi iau niște flori, să beau un ceai de salcâm. Dacă știi să mergi în natură, știi ce să culegi, îți dau sănătate. Ciupercile din pădure sunt carnea pământului. Ceaiurile din plantele sălbatici, din florile de salcâm, sunt foarte bune. Unii mănâncă floare. Erau și la noi copii care mâncau, dar eu nu agrez încă, că nu. Beau ceaiul de salcâm, e foarte bun, deci